Salutare, prieteni! Am ajuns din nou la căsuța din Cătun și de data asta pregătiți cu tot felul de scule, cu port bagajul plin, cu remorca după mie plină și asta. Mi-a pus Andreea meringhe de dimineață. Haide să vedeți câte mi-am adus și ce facem astăzi. Scară, rotopercutor, scule, generator, pentru că n-avem curent aici, și bolțari, multibat, betoniere, nisip mai în spate, lopeți, tot felul de scule, pentru că avem de zidit ușa asta care e cumva pe partea de nord și vrem să o punem în altă parte. Și avem aici niște uși de interior pe care le vom folosi pentru a face accesul din camera asta mare pe care am eliberat-o mult, mult, de multe lucruri. Și vom face accesul în camera de acolo, care e camera cu plita, care va fi de fapt un dormitor. Și încă o ușă aici pentru camera asta care poate fi bucătărioară. În zona asta va fi o bucătărioară sau o baie. Încă nu e foarte clară situația. Deci avem două uși de spart și una de astupat. Și haideți să vă arăt cum arată grădina noastră, pentru că încep să răsară cartofii. Andreea și cu mama sa ieri, printre lucrările de organizare și de mutare a diverselor lucruri din șură, au pus și niște răsaduri. Ia uitați ce frumos, să vedem ce sunt astea. No, astea nu știu ce sunt. Castraveți. Aici avem dovlecei, deja s-au pus din iarba ce am cosit-o de pe zonele astea. Multe dintre ele curzici, care e foarte bună pentru sol. S-au așezat aici pentru a proteja castraveții și dovlecei. Deși nu știu, la dovlecei nu era așa mare nevoie, dar na. Afinieștea par să se fi prins. Fasolea a început să iasă. Ia uitați ce frumos este fasolea. O udăm de fiecare dată când suntem aici. Asta cred că e niște conopidă. Sunt foarte entuziasmat să văd cum o să se facă anul ăsta conopida. Și-o pus draga de soția mea și roșii până la un loc. Și cred că de aici încolo și-o lăsa loc pentru ardei. Ceapa frumos, fasolea, pe două șiruri mari. Îmi ziceau fetele să tai crengile astea de deasupra, care cumva umbresc un pic straturile, dar mi-e groază să le tai, nici nu știu. Deocamdată evit să le tai, le mai las. Sperăm să se facă cartofi. Am vedea cum ne-am descurcat, că e mult de lucru aici. La atâția cartofi avem de săpat și avem de lucrat mult. Asta e situația în momentul de față, dar eu mă duc la treaba mea și rămâneți alături de mine în acest video să vedeți cum evoluează, cum sparg eu pereții ăștia, cum mă descurc și cum facem treaba să transformăm această șură veche din cărămidă, în stare foarte bună, într-o casă, căsuță de locuit, posibil și de închiriat turiștilor sau eu știu. Dar avem tare mult de lucru până o gătăm de transformat, ca să o punem cât de cât să fie... Să le fie drag oamenilor să vie încoace. E că așa ce-o fă băgate tot felul de... Tot felul de pene de lemn. Thank you.
lemnile într-o parte, mortarul în altă parte. Deja facem selectarea cunoiului. Ca de obicei, pe când să mă apuc de lucru, mi s-a rupt ața de la demarău. Pentru că sculele se strică când lucri cu ele. Și n-am avut tubulară de 10, cum mi-a trebuit aici, așa că m-am chinuit mult cu cleaștele, cu patentul. Numai tubulară de 10 n-am avut, restul le-am avut toate. Și într-un final, am reușit să le scot. Pentru că am cheia asta de drujbă cu șurubelniță lată la capăt, o să le fac la șuruburile astea de 10 câte o crestură, să le pot strânge bine înapoi. Am descoperit de-a lungul timpului că provocări de genul ăsta tot timpul vor apărea. Tot timpul apare ceva. Și foarte, foarte bine, ajută foarte mult să nu te descurajezi. No, bine, mă, că nu stau până te răcești tu, până să răcești fierul. Ajută să nu te dai bătut. Data trecută s-o lega oamenii de mine că de ce mănânc așa pe scaun și nu știu cum, că la țară se mâncă într-un cot. Măi, oameni buni, eu sunt constructor și mânc cum apuc. Cum îmi mai îndemână? Am acolo scaun, am și canapele, am și hamace, am și de tăție, dar nu mai duc până acolo. Ea mi-a făcut nevasta niște orez cu niște carne friptă. Începe a picura, am aici prosopelul și mă pun la masă. Vă arăt și vouă cum mănânc eu, un pic de pită și o roșie spălată. Furcuță n-am, trebuie să mă duc să-mi caut. Săturează lucru, domnule Engel. Dar pe trebuie să-mi strâng lemne de foc, ia, că vine iarna. Și te-ai apucat de dărâmat casa? Dar pe unde ți-o mai face foc dacă dărâm casa? O face ca etniile în mijlocul camerei. Doamne, tu cum strici casă bună, tu. Trebuie făcută, ba una, ba alta. Da, păi jamurile astea, că nu le-ai putut spăla. Nu s-i-o putut spăla, păi tu ești cu spălat. Eu sunt cu munca brută, tu ești cu finețurile. Poate că-i avea vremea astăzi, dacă nu-ți mai recosutoarea. Da, că am treabă în grădină, doar. Hai să o acolo de grădină. Capul meu!
făcut, dar nu mai binecuvântează Dumnezeu casa. Ba, lasă că noi suntem binecuvântați tot timpul. O să fie bine, nu te necăjei. Mă, dacă vine ușa spartă, ia aici ai voie în drucul, vezi unde se vede fisura. Că trebuie să încep de jos cu ziditul, când ajung aici o să scot și lemnele alea de acolo, că nu lăsăm lemne în zidărie unde se astupă. Ușa asta se mută, se închide și se face alta aici, uite. De aici și până aici, un metru, vom intra de acolo. Și în baie se va intra atât de acolo. Fain a fi. Tu le dau cât ai de fain. Greu cu geamurile astea vechi, că oamenii le-au montat în toate felurile, cum au putut. Mai ales acei în pustietate, că nu au avut ce le trebuie, nu au avut penie, nu au avut holsuruburi, nu au avut... Le-au proptit acei... În speranța că or sta. Asta unde îl mai punem? Nu trebuie să ți-l pui oare unde?